În zona de nord a județului, vulpile s-au înmulțit considerabil. După ce o astfel de familie a fost relocată de pe patinoarul din centrul municipiului Câmpulung, astăzi o vulpe s-a plimbat prin curtea primăriei din comuna Lerești. Aceasta nu arăta frică față de oameni și a plecat cu greu din centrul comunei. Totodată, la Lerești au revenit și berzele. Acestea s-au reîntors la cuibul de lângă primăria din localitate.